guys play the best music. Europa FM. Cred că ascultăm piesa asta din nou pe Drum cu Prioritate. V-ați dat seama despre ce o să vorbim și la rațiunea zilei alături de Cătălin Striblea. Salut, Cătălin! Ai fost fan urs, nu? Am susținut România, da, și am susținut o piesă care e un adevărat hit și un show foarte reușit, da. Da, bravo. La Eurovision credeam că e despre muzică, dar se pare că... Când ai crezut tu că e despre muzică? Uite așa. Salut, Alexandra. Bună, bună. Alexandra. Uite, îi vă povesteam și eu lui Radu când am început emisiunea că nu este doar despre muzică Eurovision, ci știu că doare... Dar nu mi se pare normal. De ce mai facem selecție națională? De ce mai ducem jurii de specialitate? Dar toate discuțiile astea vă rog să le avem în cadrul legal. Așa e. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. O să vorbim despre ce s-a întâmplat la Eurovision. Există un comunicat al președintelui televiziunii publice, jurnalistul Dan Turturică. El comunică și componența juriului, adică face lumina asupra acestui aspect care era neelucidat. Componența juriului din România. Da. A fost așa, Sanda Lado și Luminița Angel, Ovi Iacob, să nu știți, Liviu Elecheș și Mihai Pocorski. Punctele acordate de ei au fost pentru Moldova 12 puncte, Grecia 10 puncte, Polonia 8, Olanda 7, Azerbaijan, Australia, mă rog. Ar trebui să căutăm și componența jurului din Republica Moldova, care ne-a oferit cu generozitate fix 0 puncte. Și acolo n-a mai fost vorba de cum, acuzații de fraudă, nu? Că ar fi oferit el 12 puncte României, s-au dus... Da, da, au existat niște reacții și acolo. A zis ceva președintele televiziunii publice din Moldova. A zis că urmează o anchetă. Da, a atenționat juriul din Moldova. Ce s-a întâmplat? De n-a primit România niciun punct. Culmea, piesa fiind despre... România, București și Chișinău. Au venit foarte multe voturi din partea telespectatorilor din Republica Moldova, da, din partea oamenilor, dar din partea juriului fix zero. Păi, dacă n-au vrut oamenii să dea... Bun, acum, să știți că neclaritatea rămâne din punctul meu de vedere. Ce s-a întâmplat? Organizatorii, Uniunea asta Europeană de Broadcasting, care unește mai multe televiziuni de pe teritoriul Europei, au exclus la vot 6 state, nu? Și au lăsat de înțeles că sunt niște nereguli la vot, că sunt niște... România, Azerbaijan, Georgia, Muntenegro, da. Polonia și San Marino. Niște tipare de vot care, mă rog, ar da suspiciuni de fraudă, nu? Dar fără să explice până la capăt despre ce e vorba și fără să le comunice oamenilor răstora de la București că, băi, v-am prins cu ceva, v-am exclus. Adică asta e treaba. Pentru că datele arată că televiziunea publică s-a pregătit de transmisie, au avut o prezentatoare acolo. Ca care... Chiar a încercat să intre în direct, săraca, da, dar... Nervoasă, în direct. Și acum, unde trebuie să ne uităm? La aceste acuzații, nu? Adică ce înseamnă că existau tipare de vot care puneau niște lucruri sub semnul întrebării? Nu, e o acuzație de fraudă, adică posibilitatea unor înțelegeri între aceste țări. Că dădeai în fiecare an 12 puncte Moldovei, probabil. Cum Finlanda dădea Norvegiei sau Norvegia Suediei sau Danemarca, cu cine dădea... Uite, acolo. Vezi, Radu, nu e numai despre muzică. Înțeleg că se dau voturi și pe vecinități, dar nu, hai să nu se mai dea pe mesaje politice, știi, măcar atât, da, mă rog, astea de să vedea de la distanță că o să câștige Ucraina. Dar nu e normal. Da. Scuze-mă, concurs muzical sau concurs de... Dar nu e ca și cum ai descoperit asta acum. Concursul ăsta e... După 5 ani în care noi nu ne-am calificat în finală, speram că s-au mai schimbat lucrurile. Adică ce, voiai să câștigi premiu? Nu neapărat, dar în primii 5 trebuia să fim. Da? Da, nu știu, nu mă pricep. Și mai gândește-te, Cătălin, la ceva. Cine a votat pentru România? Ce jurii de specialitate au votat pentru România? Grecii? Așa. Da? Și spaniolii. Au muzică grecii? În lumea asta largă? Se pricep la muzică? Nu știu. Spaniolii s-or pricepe și ei la muzică, Alexandra? Se pricep, da. Să știi că și englezii se pricep foarte bine la muzică, mai bine decât grecii și spaniolii. Deci n-au mai câștigat Eurovision de când? Păi n-au câștigat, că nu trimit ei artiști mari, dar artiștii mari ai lumii... Pe ce să câștige cei din Marea Britanie? Deci, cum ar fi fost? Poate chiar au câștigat, cum ați spus tot felul de întrebări. Francezii și germanii săraci i-ați văzut pe ultimele locuri și Franța chiar a avut o piesă foarte bună la Eurovision. Nu înțeleg, iarăși, raționamentul pentru care n-a primit niciun punct. Păi, atitudinea de război, ca să zic. Telefoanele, nu? Da, nu telefoanele, da, asta consideră Europa... În general, lumea
îmbracă diverse cauze la un moment dat. Mai bune, mai puțin bune, mai plăcute sau mai neplăcute. Și valorile de opinie publică susțin diversele țări aflate ba într-un necaz, ba într-un moment de înflorire și de grație din asta divină. Noi, dacă eram în 1990 la Eurovision, cred că puteam să-l și câștigăm, nu? Cred că am fost. Am fost sus acolo cu Dan Bittmann. Nu mai mi-aduc aminte, dar Dan Bittmann se pare că a obținut prima calificare a României la Eurovision. Așa se întâmplă. Nu-i doar un concurs muzical. E un concurs geopolitic. Nu e normal. Dacă vrei. Nu e normal. Eu nu m-aș mai duce. Pe nu mai dar repet asta pentru Radu, că se enervează. Stai puțin, că ani de zile nu ne-am dus. Adică ne nu-i problemă. Pe amândoi. Nu-i problemă. Dacă vrei, uite, eu sunt mai interesat așa, pentru că aici sunt foarte mulți bani publici. Aduc această latură. Toți oamenii ăștia care fac concursul ăsta lucrează pe bani publici, fie că românești în situația noastră, fie europeni, fie din țara respectivă. Ei, aici, când vorbești de fraudă, corupție, aranjamente, cu astea trebuie să vii să dai un răspuns. Și chiar mă interesează din partea televiziunii publice din România să-și facă propria anchetă, investigație și să spună, băi, uite, noi am verificat, nu e nicio posibilitate ca noi să fi avut vreo înțelegere cu vreo țară, să ne dăm reciproc puncte. Sau, dacă am avut, să spună. Au și făcut asta, cer explicații de la organizator. Da, cer explicații de ce au scos. Exact. Dar nu răspund la, la acuzele astea minimale. Și e adevărat că la rândul său EBU trebuie să explice, fir apăr, pentru opiniile, pentru opinia publică din cele 6 țări, trebuie să trimită un comunicat să spună, uitați România, noi am descoperit următorul lucru și acum rezolvați-l la voi în țară. Sau ne uităm aici și vedem că este partea noastră de vinovăție. Aici nu e un concurs de natură privată, știi? Ne-am adunat noi trei și facem concurs și asta. E un concurs în care chiar se folosesc bani publici, de asta transparența și explicațiile sunt necesare. Cât despre vot, el întotdeauna va însoți o emoție, o plăcere față de o anumită țară, de o anumită persoană. Spuneau, e o chestiune subiectivă. Australienii, europenii noștri de conjunctură, să spun așa, au adus un juriu format din foarte mulți membri din diferite regiuni geografice, diferite țări, da? Ca să, la selecția lor națională. Așa. De ce mai faci treaba asta dacă te duci la Eurovision și se votează pe prietenii și pe vecinătăți și pe... Australia e ca special, nu are nicio adică vecinătate. Săracii chiar s-au chinuit, da. Au vecinătate cu animăluțele simpatice ale lor de acolo. Da. În concluzie, Cătălin, tu ce zici? Ar trebui să mai participăm la Eurovision ăsta sau nu? Mă rog, la Eurovisionul următor. Da. Da, răspunsul meu este da. Alexandra? Dar în condiții de transparență. Da, să facem o melodie cu București și Azerbaijan. Cu trenul. Știi? Credeam că vrei unirea cu Azerbaijan. Nu. Asta bănuiesc că vrei să intre pe ascultător, nu? Că altfel nu ne întrebai. Da, uite, intră și pe ascultători, evident, la 0728111222 sau să căutăm, doamne, un mesaj din ăla. Cu ce mesaj am putea câștiga și noi Eurovisionul? Asta cu unirea cu Moldova, văd că n-a funcționat la zdob și zdob. Da, păi nu e. Asta e o temă locală, nu ne interesează decât pe Hai noi. Hai să ne gândim la un mesaj din ăsta puternic cu care România se impresionează, zic că da, domne. Nu știu, am avut mesaje puternice. Din amul ce fiu zic. O glumesc. Altceva. Scapă și de barajul ăsta, da. Nu știu ce. Ne-ai dat o temă de gândire destul de grea. Ne trebuie așa un pic de timp, nu? Vrem, nu știu, ce vrem noi? Să vrea și Europa. Suntem români, ce vrem? Nu știm acum, dacă când. Dacă îți spuneai tricouri cu jos Putin în perioada asta, cred că luai două voturi. Da, bună idee. Asta mergea brici. Dacă purtai tricou din ăla cu Putin craniu, știi cum e pus în față la ambasada Rusiei, l-ați văzut? Da. Există. Interesant. Pe Bulevardul Kiselev, dacă puneai un tricou din ăla, în loc să le aduci pe fetele alea două acolo despre care zici tu că au făcut spectacol? Păi, scuză-mă. Ceva de genul ăsta. Fetele alea nu trebuia să facă nimic și era un spectacol în sine. Da. Uite, vrem autostrăzi, am fi ceva. Ce probabil în Europa pe... e o chestie așa. Nu se intereseze vrem pe nimeni. Vrem apă caldă. Ce vrem noi, nu interesează curățenie pe nimeni. Prin oraș. Da. Unirea României cu Moldova cântată în spaniol. Uite, asta. Da, asta s-a întâmplat în cartierele alea din Madrid, cum se cheamă Alcala de Henares și este unul și mai mare. Acolo s-a unit România cu Moldova, e plin de români. Vreți să ascultăm o piesă pe final, o piesă din vremea în care Eurovisionul nu era politizat și n-aveai nevoie de niciun mesaj. 1800, doamne. Hai să ascultăm o piesă, dar trebuie să ieșim de pe Facebook. Girola Cinchetti,
Julio Iglesias. Totul cu Tunio.